Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți o ediție specială a emisiunii Noi despre Noi, în care continuăm discuția despre rezultatele preliminare alegerilor locale noi din anul 2018 pentru orașele Chișinău, Bălți și cele 5 localități din Republica Moldova. La momentul de față avem imagini de la CEC în care pot să vă spun care sunt rezultatele. După 95% de procese verbale procesate, avem trei candidați și în special primul candidat cu cele mai multe voturi este Ion Ceban, 41,19%, al doilea candidat este Andrei Năstase, 31,93% și Silvia Radu, 17,64%. După ei, cu o distanță destul de mare, se situează Condreanu Constantin, 4,53% și Munteanu Valeriu, 3,61%. Discutăm în studio cu invitații Pavel Postică, director de program Asociația Promolex. Bună seara și vă mulțumesc că ați ajuns și până în studioul Accent TV. Victor Stepaniuc, conferențiar universitar, doctor în istorie. Bună seara, vă mulțumim pentru că ați acceptat să discutăm în această seară. Și Ion Munteanu, jurist. Bună seara și bine ați venit la noi în platou Accent TV. Bună seara. De la început aș vrea să vă întreb, domnul Stepaniuc, cum considerați, este o surpriză sau nu pentru Chișinău aceste rezultate și rezultatele pentru Bălți sunt și ele destul de interesante, pentru că acolo domnul Grigorișin ia cu un procent destul de ridicat, probabil din primul tur, funcția de primar al municipiului Bălți. Cum vedeți dumneavoastră aranjarea acestor rezultate? Trebuie să recunoaștem că rezultatele, de fapt, nu sunt o surpriză pentru analiștii politici, pentru oamenii care în ultimele luni au făcut niște prognoze, au studiat situația politică. S-aștepta, de fapt, un rezultat poate mai clar pentru persoana care se numește Ion Ciobanu, fiindcă unii prognozau că poate să termine alegerile în Chișinău cu un singur tur, adică rezultatul putea să fie 50+1. În cazul de față, noi vedem că, în primul rând, prezența la vot nu a fost cea mai activă, 30% ceva, asta desigur pentru Chișinău este totuși puțin, din cauza că de la 90 încoace, chișinăuienii au votat tot timpul activ. Ei, în câteva rânduri, au boicotat alegerile, într-un fel au demonstrat așa numitul vot de protest, dar în general, atunci când erau candidaturi reale, ei s-au prezentat la vot. În cazul de față, noi vedem că prezența este totuși destul de slabă și asta e una din probleme pentru toate partidele politice, pentru toți candidații, și de stânga și de dreapta. Dar, desigur, rezultatele respective celor trei persoane, ele au fost, în general, prognozate. Marea problemă era, o să avem în turul 2, Ion Ciobanu și Silvia Radu sau Ion Ciobanu și Andrei Năstas. În cazul de față, se vede că varianta aceasta, Andrei Năstase și Ion Ciobanu, ei trec în turul 2, este evident de acum, după ce s-au numărat 95% de voturi. Și marea concurență lor, marea luptă, de fapt, marea intrigă, va fi în turul 2. Și au de luptat și de lucrat ambele echipe. Da. Despre aceasta vorbim un pic mai puțin la Bălți. Domnul Munteanu, dumneavoastră cum considerați în Bălți? Era de așteptat așa o prezență la vot din partea candidatului Partidul Nostru sau ceilalți au avut și ei șanse și cum vedeți din primul tur câștigul acestui candidat? La fel, mă pot expune și eu. Părerea mea, stimați telespectatori și domnii care sunt prezenți, au lucrat cum au lucrat în sector echipele care au promovat ideile, au promovat politica fiecărui partid în parte. Prezența față de Chișinău la Bălți a fost mai bună, mai
au participat mai mulți, pe când la Chișinău, într-adevăr, a fost participarea foarte slabă. Nu, și la Bălți a la fost Bălți o prezență scăzută. Nu putem să spunem că la Bălți, în comparație cu alegerile precedente, încă și mai puțin au venit la vot. Asta și este. Domnul Postică, această prezență scăzută la vot, cărui fapt se datorează și care sunt totuși prognozele și ce se întâmplă la capitolul încălcări vis-a-vis de alte alegeri locale? Eu am o opinie personală. Nu aș vrea să cred că este foarte întemeiată, cel puțin mi-e frică să cred că așa este într-adevăr. Dacă ne uităm la sondajele de opinie, noi vedem că circa 40% din populația Republicii Moldova este frică să... 60% din populația Republicii Moldova este frică să recunoască în public despre preferințele lor politice. Și asta este regretabil, pentru că acest indicator este destul de înalt. Chiar și în sondajul făcut în primăvara anului 2009, când erau acele incidente violente cu acele manifestații în piață, cu persecuții, cum erau, ele nu erau atât de înalte. Și asta este grav. Eu chiar sper cu tot din adinsul că acest absentism să nu-i fie cumva manifestat de această frică a oamenilor de a se implica în viața politică, dar totuși noi cumva trebuie să vedem aceste lucruri negative, pentru că ele joacă festa nu doar celor care participă în alegeri. Și iarăși, putem să vedem și niște cifre, pentru că noi în scrutinul local general, pentru acele 7 localități unde a fost organizat scrutinul, erau 40 și ceva de candidați, dacă nu greșesc eu. Acum sunt 29. Deci mult mai puțin candidați. Și candidații refuză să participe. Da. Deci frica asta cumva poate să influențeze și participarea cetățenilor. Pentru că ei zic, stai, uite, eu pe cine aș vedea acolo nu vine, din ce să aleg? Și asta este rău. Eu sper că tot din adinsul să nu fie asta adevăratul motiv și într-adevăr oamenii poate, într-adevăr, o bună parte să plecați peste hotare și asta iar este un lucru indiscutabil care noi trebuie să-l recunoaștem, că foarte mulți cetățeni din Republica Moldova să plecați peste hotare și asta determină absența lor la vot, pentru că ei în liste sunt, dar efectiv la vot nu pot veni. În special când vine vorba de alegeri locale. Locale, la alegeri locale. Regia îmi spune că corespondentul nostru special de la Bălți este deja gata să intre în live. Vă rog frumos, la Bălți află Irina Ciobor. Da, bună seara, Irina. Margareta, bună seara doamnelor și domnilor. Da, te rog frumos să ne spui care este situația la moment. Aici, în capitala de nord a țării. Ne aflăm la sediul Comisiei Electorale Centrale numărul 2 din municipiul Bălți. La ora actuală au fost procesate 93% din numărul total de voturi. Pentru funcția de primar general al municipiului Bălți se luptă 8 candidați. La moment, aceștia au obținut următoarele rezultate. Cel mai mult a obținut Nicolae Grigorișin din partea partidului nostru. Acesta a obținut 61,7%, urmat de Alexandru Satăi din partea partidului PSRM cu 19,22%, Arina Spătaru din partea partidului Platforma DA cu 6,21%, Pavel Berejan din partea partidului Șor cu 5,7%, Sergiu Burlacu din partea partidului Unității Naționale a obținut 3,94%, Elena Grițco, care este candidat independent, a obținut 1,19%, Guțu Simion, 1,09% din partea partidului PAS și cel mai puțin a obținut candidatul din partea partidului Rusoslavian din Moldova, Oleg Topolnitski, 0,87%. Alături de mine se află vicepreședintele Comisiei Electorale al municipiului Bălți, Iulian Paciurca. Bună seara, spuneți-ne, vă rog, care este situația și cum se schimbă numărul de voturi? Da, deci în circumscripția numărul Bălți și-au exercitat dreptul la vot 36.828 de alegători.
Deci, reieșind din datele preliminare care se vede pe ecran, deci din cei 8 concurenți electorale, 2 concurenți au, s-a constatat, avea un număr cel mai mare de alegători, deci de voturi, dintre care concurentul de la USAT Alexandru 19%, concurentul de la Grigorișu Nicolae 61% și ceva. Deci se constată că au rămas să fie procesate încă circa 3.000 de voturi, ceea ce de unde se poate de tras o concluzie că totuși rezultatele preliminare care sunt afișate actualmente pe ecran nu vor schimba deci, rezultatele deci, care sunt afișate. Deci, în principiu, se poate de făcut o concluzie că al doilea tur nu va avea loc în municipiul Bălți. Da, dar astăzi la Bălți au fost depistate și încălcări. Care au fost cele mai grave? Deci, ce ține de încălcări? A fost, într-adevăr, examinată de către Consiliul Electoral de Circumscripție o sesizare din partea poliției. Deci, ce s-a referit la acțiunile unui concurent electoral, partidul Șor, această sesizare a fost remisă în adresa poliției sub formă de consultație juridică, s-a recomandat, adică să cerceteze în continuare cazul. Noi nu avem competență conform legislației să sancționăm sau să ne expunem referitor la acțiunile unui concurent electoral mai mult ca atât în ziua alegerilor, această competență deține de instanța de judecată. Deci a mai fost examinată o sesizare din partea unui concurent electoral, reprezentantul cu drept de vot consultativ al concurentului Grigorișu Nicolae, ceea ce ține de aducerea la secțiile, deci nu la secțiile de votare, am vrut să spun, dar la secția de pașapoarte, mai multe persoane cu automobilul, deci în scopul fraudării alegerilor. În acest sens, la fel, s-a făcut un apel către administrația, către șeful instituției respective și o sesizare către inspectoratul de poliție să investigheze cazul, să stabilească toate circumstanțele, să constate dacă au fost înregistrate aduse asemenea persoane care au fost scopul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost noutățile de la Bălți. Margareta, ai legătura. Mulțumesc mult, Irina Ciobor. Echipa noastră acum probabil nu va mai avea deja intervenții. A fost ultima intervenție de la nordul Republicii Moldova. Domnul Postică, câți observatori în total a avut Promolex și dacă din toți acei observatori s-au atestat careva încălcări mai grave decât iată s-au vorbit ceea ce s-a întâmplat la Bălți? Noi, în cadrul misiunii noastre, am delegat câte un observator în fiecare secție de votare, acolo unde s-au desfășurat alegerile. Este vorba nu doar de municipiul Chișinău și Bălți, este vorba de încă 5 localități, Nemțeni și Leușeni-Hâncești, Voloviță-Soroca, Pârlița-Ungheni și Jora de Mijloc, raionul Orhei. Deci în toate aceste 7 circumscripții electorale noi am delegat în total 375 observatori statici care au fost în incinta secției de votare de la deschiderea secției de votare până la numărarea rezultatelor și întocmirea proceselor verbale, transmiterea materialelor corespunzătoare în adresa circumscripțiilor electorale. Încă probabil o bună parte din observatori se află la fața locului în secțiile de votare. Suplimentar am avut și niște echipe mobile care au supravegheat procesul electoral și în afara secțiilor de votare. Ne-ați știut despre faptul că la Bălți au fost comasate două secții și din această cauză oamenii au fost nevoiți să plece, nu s-au regăsit într-o secție, au plecat după aceea în alta și distanța dintre casa lor unde locuiau era foarte mare. Iată așa situația la Bălți. Ați fost informat? Până la urmă, nu este problema comasării la două secții, este problema că nu au fost informați din timp alegătorii despre aceste modificări de locații a împasării secțiilor de votare. Eu cred că organele electorale au suficiente pârghii la dispoziție, inclusiv sau poate în special prin acele invitații la votare care trebuie să fie transmise nominal fiecărui alegător, probabil din lipsă de resurse financiare, de timp și de dorință, aceste invitații probabil nu au fost trimise și alegătorii poate nu au fost atenți în
toate... Nu, este situația pe care a testat-o corespondentul nostru și oamenii au venit la o secție și nu s-au regăsit în liste. Exact, de asta și zic, din informare. Aici nu este doar vina organelor electorale, probabil că este și vina concurențelor electorale, pentru concurențe electorale, în afară de faptul de a convinge legătorul să vină la secția de votare, trebuie să-i explice și unde se află secția de votare. Ori am atestat foarte multe cazuri în care concurențe electorale au făcut întâlniri cu alegătorii, organizat întâlniri cu alegătorii în cartiere mai mici, deci au avut posibilitatea să le explice alegătorilor. Dar este regretabil că aceste incidente se produc în ziua alegerilor, ori tot ceea ce se produce în ziua alegerilor are un impact emotiv foarte, foarte mare asupra tot ce se întâmplă. Dacă luăm în comparație alegerile locale precedente, aceste alegeri, avem o evoluție în ceea ce ține de corectitudine, în ceea ce ține de pregătirea oamenilor care participă nemijlocit în procesul de colectare a voturilor, de a actelor, pentru că ne așteaptă parlamentarele și am fi vrut să vedem dumneavoastră cum sesizați acest lucru. Sincer, este complicat acum, în momentul de față, să faci niște estimări foarte exacte, comparative, alegerile locale, 2015 referendum, mă rog, în Chișinău a fost 17 aceste alegeri. Totuși, impresia generală, acum doar statistic vorbind, sunt mult mai multe incidente raportate de către observatorii noștri și prin incident înțelegem orice situație conflictuală, mă rog, în incinta secției de votare și foarte multe din ele, cu regret, au fost în municipiile Chișinău și Bălți legate de calitatea listelor electorale. Eu cred că aceste lucruri cumva trebuie înlăturate, pentru că dacă astfel de probleme vor apărea în scrutinul parlamentar, atunci când va ieși învingător primul care va acumula cel mai mare scor, indiferent de scorul obținut, de procentul obținut, atunci nemulțumirea populației poate fi foarte mare. În special dacă vor fi foarte multe cazuri când alegătorii vor zice că nu a putut vota pentru că nu s-a regăsit în listele electorale, pentru că au fost și astfel de situații când alegătorii au fost trimiși de la secția de votare la secția agenției de stat, agenției servicii publice să-și perfecteze careva acte. Da, domnul Stepaniuc, cum considerați responsabilitatea civică a cetățenilor noștri? Se manifestă într-un fel sau altul prin faptul că ei vin să-și dea votul sau noi suntem acum în prag de turul 2 în Chișinău, în care putem spune că vom avea niște situații foarte complicate la capitolul când și cum se va decide în mentalitatea fiecărui cetățean această alegere? Noi trebuie să vorbim de niște fenomene care trebuie să ne îngrijoreze. Este vorba de, în primul rând, de apatie care se simte în societate, pentru că absenteismul, într-un fel sau într-altul, demonstrează apatie. Unii nu au ieșit, probabil, că în alegeri, fiindcă am auzit așa vorbe, că, uite, nu avem candidat. Alții sunt, mai ales aici și la Chișinău și în alte părți, foarte un mare procent a electoratului votează totuși mai mult sub aspectul politic, geopolitic, ideologic și așa mai departe. Mie mi se pare că de data aceasta totuși o parte din electorat a votat nu atât geopolitic, cât încearcă să voteze candidații, unul din candidații propuși. Fiindcă trebuie să recunoaștem că toți acești trei care în principiu au ieșit cu un rezultat mai bun, așa să-i spunem, în primul rând Ion Ciobanu, Andrei Năstase, sunt oameni formați, sunt oameni de acum profesioniști în domeniul lor, oameni cu caracter, au o anumită biografie, toți trei. Și în felul acesta, candidaturile precum că sunt. Indiscutabil că toți, într-un fel sau într-altul, reprezintă un anumit curent politic, chiar și doamna
Deci Radu, deși s-a anunțat că este independentă, dar s-a observat elementar că este promovată activ de canalele de televiziune a Partidului Democrat și în felul acesta... Și chiar dacă a fost promovată de canalele Democrat, dânsa acum, câteva minute în urmă, a ieșit și cu un comentariu și a spus că regretă faptul că Chișinăul a rămas totuși pe făgașul politic și alegerile în turul 2 vor avea un aspect politic. Știți, noi am ascultat declarațiile dumneiei din campania electorală și înainte de campania electorală și mai departe. Ideea că, în general, spatele de făcut ceva fără politică este un nonsens. Uh-huh. Dumnezeu, funcția respectivă, practic, este politică. Ea nu este doar administrativă. Orice primar a unei capitale europene, după asta, pretinde să fie președinte sau prim-ministru. Deci e o funcție foarte importantă. Deci funcția de primar a capitalei. În cazul de față, hai să recunoaștem că primarul trebuie să colaboreze cu Consiliul Municipal. Fără Consiliul Municipal, el de fapt nu poate activa cu rezultate. De acolo sunt fracțiunile politice și mai departe. Și indiscutabil că fraza aceasta că am lăsat-o pe mâna politicienilor nu este adevărată. Repet, noi acești candidați, și este rezonabil și slava Domnului că ajungem să avem așa un electorat, acești candidați noi alegem din ceea ce s-au propus. Pentru că dacă avem dreptul la autopropunere, partidele politice au venit mai mulți candidați independenți, un oarecare număr și a fost o posibilitate, dar să-i alegem. Până la urmă, populația s-a împărțit în principiu în aceste trei grupuri de bază și vedem că grupul socialiștilor este în frunte, cu un rezultat destul de bun pentru socialiști, pentru stânga, fiindcă trebuie să recunoaștem că de la 90 încoace, stânga niciodată nu a putut să aibă un rezultat foarte important în capital, adică să câștige capital. Dar cine a ajuns acum, domnule Ceban, ca să câștige din primul tur, așa cum se întâmplă la Bălți? Nu, hai să recunoaștem, absenteismul. Vedeți, aici politologii ar trebui, și nu numai politologii, dar cred că și tehnologii de la partidele respective, trebuie să-și studieze în ce măsură electoratul lor a ieșit în alegeri. Deci și cei de la Botanica, și cei de la Rășcani, și cei de la Buicani, în ce măsură au ieșit electoratul respectiv. Eu cred că o parte din electoratul chiar și a stângei, totuși în alegeri nu a ieșit. Vorbește despre apatie. Eu vorbesc... Stânga nu a avut capacitatea de a se uni și de a apare și cu alți lideri care să convingă stânga? Sau? Nu este asta. Eu încerc să vă spun, aici sunt mai mulți factori, nu e doar un factor. Dar faptul că capitala tot timpul a votat pentru dreapta, pentru centru-dreapta... Și avem atunci în turul 2 putem să avem o surpriză. Este o realitate. Dacă o să voteze în cele din urmă pentru un candidatul stângei, reiesă că candidatul este bun. 2. Reiesă că, de fapt, candidatul i-a convins pe o parte din centriști, de electoratul acesta de centru. Și a treilea fenomen despre care eu am vorbit este faptul că în cele din urmă electoratul începe să voteze nu pe principii ideologice și geopolitice, dar votează pe principiile că acest candidat este mai bun decât alții. Eu m-am văzut, cineva a spus, e mai bun decât alții sau e mai bun decât acești, deci 8 care au existat în cursă. Domnul Munteanu, la momentul de față sunt procesate 98% dintre buletinele de vot, deci putem spune că îl avem pe Ion Cebanu cu 41,03%, 89.583 de voturi și Andrei Năstase cu 32,06%. Cum considerați, suburbiile au avut, prin lipsa de prezență la vot, au avut un impact sau nu? Și cum vedeți dumneavoastră în turul 2 prezența? Pentru că de obicei în turul 2 suburbiile se activizează și vin mai mult la vot. De obicei la toate alegerile locale, cam în majoritatea cazurilor, vot decisiv a avut în special suburbiile. De data aceasta, suburbiile au participat mai puțin. Și din acest considerent avem rezultatele care le avem. Cred că, părerea mea, numai decât a să fie turul 2,
după rezultatele care sunt, după rezultatele care le-ați citit și dumneavoastră numai ce, cred că trebuie să ne pregătim de turul 2. Cum va trebui să fie campaniile electorale ale celor doi candidați ca să convingă chișinăuienii? Nu, deja aceasta depinde de profesionalismul fiecăruia în parte, depinde de platforma electorală, platforma politică. Vor miza pe geopolitică? Vor pune accent pe niște lucruri esențiale ce țin de Chișinău, de aspecte tehnice, de... Eu cred că vor pune, cetățenii totuși vor pune accent pe profesionalism. Da, este gata deja echipa lui Andrei Năstase să preia primăria acum? Nu mă abțin de la acest comentariu. Da, regia îmi spune că și al doilea corespondent special al nostru, Veronica Bacari, este gata să intre în direct acum. Dânsa se află la primărie și poate să ne vorbească. Bună seara, Veronica! Bună seara, doamnelor și domnilor! Potrivit informațiilor de ultimă oră privind desfășurarea alegerilor locale în municipiul Chișinău, printre favoriți la funcția de primar general al municipiului Chișinău se află candidatul Partidului Socialiștilor Ion Ceban, care întrunește pe la moment peste 41% din voturi. Urmează candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, cu aproximativ 32%. Pe locul 3 se află candidatul independent Silvia Radu, cu aproximativ 18%. Totodată pe ecran putem vedea că până la moment au fost examinate 98% de procese verbale. Acestea au fost informațiile la acest subiect. Margareta? Da, mulțumesc, Veronica. Spuneți-mi, până la urmă, chișinăuienii și bălțenii nu au fost atât de harnici. Dar ce ne așteaptă după ce partidul nostru a preluat, putem să spunem acest lucru deja, că a preluat puterea iarăși la bălți, în parlamentare partidul nostru poate să se avânte cu alți concurenți, cu o altă atitudine acum, domnul Stepaniuc? Pentru că Bălțul, ca o capitală a Nordului, este destul de importantă. Haideți să recunoaștem că partidul acesta rămâne în câmpul electoral și este un partid activ, necătând la toate problemele care el le are cu liderul. Deci echipele lor care sunt astăzi în raioane funcționează, în mare parte funcționează. Deși asupra lor se fac presiuni diferite, dar eu personal am rămas impresionat, chiar m-am întâlnit zilele trecute cu niște activiști acolo la Bălți și ei spune că noi am rezistat. Adică ei au rezistat presiunile centrului. Nu? Presiunile centrului, ei înțeleg că guvernarea actuală. Și candidatura lui Grigorișin era puternică. Trebuie să spunem că el e militar de profesie, el are o anumită autoritate, deci e un om, e un profesionist bun, e un om de cuvânt, e un om cu caracter. Și el e indiscutabil că a fost o candidatură bună. Trebuie să recunoaștem că deci această candidatură nu întâmplător a învins. E adevărat că unii se gândeau că nu o să fie asta totuși din turul întâi. Era probabilitatea că totuși cu USATA o să concureze în turul 2. Dar de fapt bălțenii în mare parte garantau că el o să câștige cu 60-70%. La Chișinău, vedeți cum au fost prognozele aici, că în turul 2 cel mai probabil că o să iasă domnul Cebanu cu doamna Radu, dar în cele din urmă trebuie să spunem că sondajele, o parte de sondaje, de ce noi ne le mai criticăm din când în când, din cauza că se mai vorbea prin târg, că de fapt locul 2, numărul 2, foarte probabil că o să fie Andrei Năstase, fiindcă, repet, dumnezeu încearcă să fie, să nu fie politizată, să imite că nu știu de unde am venit și eu vreau să lucrez pentru Chișinău. Dar Chișinău a fost tot timpul ideologizat, politizat foarte activ. Poate că de boala aceasta încercăm să ne lecuim. Și în felul acesta, electoratul care a mers după Dorin Chirtoacă în 3 mandate, trebuie să înțelegem că electoratul acela, o parte bună din trânsul, nu a fost mulțumit chiar după primul termen al lui Dorin Chirtoacă. Dar ideologic s-a trecut și încă o dată. Deci a fost de 3 ori ales, inclusiv și aceste suburbii.
Până la urmă, mai multă lume recunoaște că, de fapt, dreapta a pierdut. Lideri nu prea are, Dorin Chirtoacă nu a realizat așa multe, chiar foarte multe greșeli și multe promisiuni îndeplinite și atunci, desigur, apare problema în general a profesionalismului. Dar aici este și o problemă de moralitate și mie mi se pare că când încercăm să medităm la rece profesionalismul, caracterul, moralitatea, toate celelalte, da? Resursele, inclusiv resursele mediatice, politice și așa mai departe, desigur, faptul că Ion Ciobanu este în frunte are mai multe deci, argumente. Eu am participat la câteva întâlniri, nu numai cu Ion, dar și în afara, deci cu reprezentanții lui și am observat că colectivele, de fapt, unii el s-a întâlnit, au fost destul de constructive. Adică dacă altă dată se strigă, se atacă la persoană, în cazul de față trebuie să spunem că e o campanie electorală unde atacul la persoană a fost mai puțin. Adică vreau să cred că noi ne facem mai cumpătați, mai britanici, în sensul ăsta tot timpul îi laud pe britanici, că ei când mai greșesc dau vina pe ei. Ei știu să fie autocritici. Ei nu tot timpul atacă policienii, spunem, băi, unde am fost noi, unde ne-am gândit, când ne-am ales. Păcat că la noi, la noi de obicei se atac, pentru că voi sunteți răi. Dacă ei sunt așa de răi, atunci de unde noi suntem așa de buni. În sensul respectiv. De atâta cred că campania electorală este una interesantă, a fost una cultă. Chiar dacă ultimele au fost declarații că a fost foarte murdară campania electorală și nu. Scheletele de... Eu m-am uitat la acești candidați de frunte, da? Acești trei. Ultimul schelet al doamnei Silvia Radu din Dulap a fost destul de picant. Acești doi candidați, mai ales Ion, a făcut o campanie corectă. Corectă, interesantă, cu propuneri, a ascultat și așa mai departe și faptul că el a putut să polemizeze deci fără mari conflicte, asta este foarte bine. Și mi se pare că de fapt și Andrei Năstase a făcut în mare parte același lucru, deși el a mai utilizat permanent fraza asta cu binomul, că e o greșeală. Eu le-am mai spus băieților lor că eu greșeam la asta, fiindcă ei trebuie să vorbească la subiect, ei trebuie să înțeleagă că alegerile în capital au un specific, aici chișinăuienii așteaptă rezolvarea la 10-15 probleme și dacă ei, unde nu ar trăi, la Botanică, la centru, în altă parte, dacă ei nu ascultă și nu aud răspuns la întrebările respective, restul știți cum e, interpretări. De atâta, desigur, în turul 2, eu stau și mă gândesc că candidații o să trebuiască să vină cu argumente, cu concretizarea programelor și mi-aș dori cel mai puțin ca ei să atace. Să arăte în cele din urmă, în 26 de ani, să arăte un model bun de campanie electorală, de turul 2, fără schelete, să vedem, fără atacuri. Să vedem dacă vor ține cont de aceste. Și să încercăm, prin asta se educă, de fapt, societatea. Prin asta se educă alegătorul. Noi nu prea avem cultură electorală, domnul. Nu, Stepaniu, că asta e problema noi noastră. Noi nu avem, dar cine noi trebuie să o formeze? Noi suntem imprevizibili, suntem un popor în care toți analiștii și chiar toate sondajele care se fac sunt imprevizibili. Ia uitați-vă noi cât de cuminți suntem aici. Da, pentru că este o discuție și aș vrea să participați. Da. E indiscutabil că trebuie să o facă politicienii de elitele, da, care sunt la guvernare, să arate exemple bune. Trebuie să o facă universitățile, trebuie să o facă profesorii. Adică noi, cum să ne educăm? E cam târziu, dar până la urmă trebuie să demonstrăm exemple bune. Domnul Postică, până la urmă, iată, pe rețele de socializare, foarte, foarte multă lume au fotografiat aceste buletine de vot și le-au postat pe ca o confirmare că ei au fost și au votat. Acest lucru și după aia s-a mai arătat și lucru că unii din observatori au scris cereri că aceasta este o încălcare și au discuțiile acestea. Se poate sau nu să fotografieze? Este interesant. De ce se întâmplă? Este interzisă fotografierea buletinilor. Adică nu însăși fotografierea buletinilor de vot. Trebuie să pornim la noțiunea generală, că votul trebuie să fie secret. Da? Odată dar ce cum el se este, potracărăm acest fenomen, că odată, lumea atât da, de odată ce este... el este fotografiat și prezentat public, asta deja nu este un vot secret. Asta este o încălcare și asta trebuie să conștientizeze toți cei care utilizează chestia asta în derâdere pentru a se lauda sau pentru a dovedi cuiva că uite eu am făcut așa cum m-ai rugat sau invers, poate din contră decât cum m-ai rugat sau încercat să mă impui să fac.
Toți alegătorii trebuie să înțeleagă că ei au dreptul la o eroare, chiar și dacă sunt impuși cumva să voteze într-un fel sau altul, ei pot să se răzgândească, pot să ceară anularea buletinului de vot și să ceară și a doua șansă, inclusiv în ziua alegerilor, în secția de votare. Deci mecanismii sunt pentru a preveni orice abuz, orice intimidare, orice... Este regretabil că aceste fotografii și aceste imagini ajung inclusiv în spațiul public. Prin asta se deteriorează încrederea alegătorilor în procesul electoral și asta este partea cea mai proastă. Pentru că sunt țări, democrații avansate, în care lumea nu are nici observatori la alegeri, nici partidele nu au observatori în alegeri, pentru că ei au încredere 100% în funcționarii electorali care gestionează întreg acest proces și au încredere în procesul electoral. Prin faptul că deci noi... mai funcționează sistemul electronic, din câte știu eu. Păi și la noi funcționează. Da, dar... Noi vedem, pentru că uitați-vă, noi acum la practic 3 ore de la închiderea secției de votare... Asta e datorită sistemului electronic. Inclusiv datorită sistemului electronic, pentru că toată informația se procesează inițial, informația preliminară se procesează inițial electronic, se transmite în SIAS alegeri. Și din SIAS alegeri noi avem oportunitatea să vedem aceste rezultate practic în regim online. Urnele mobile au și ele un moment dificil în campanie, în scrutine, pentru că iarăși vorbesc despre un caz real care astăzi s-a întâmplat la Bălți. Observatorii ajung la toate urnele mobile ca să o monitorizeze parcursul acestora? Cel puțin observatorii Promolex nu se deplasează cu urna mobilă, asta le-a fost indicația pentru ei, pentru că în secția de votare votează mai multă lume decât la domiciliu. Cert este că în municipiile Chișinău și Bălți la domiciliu au votat foarte puține persoane. În mare parte, ei au votat în localitățile sătești. Acolo au fost înregistrate cele mai multe cereri de votare la domiciliu. De ce? Cum? Astea sunt alte aspecte la care am putea să răspundem sau nu. Cert este că acest mecanism cumva, din punctul meu de vedere, trebuie controlat. Ori noi, din contra, trebuie să depunem efort pentru a aduce oamenii, a scoate, măcar de ziua alegerilor, să vină la secția de votare, să facă o plimbare, să se integreze în societate și nu, din contra, să izolăm acolo, într-o cămeruță unde el stă. Și asta este o greșeală pe care eu, nu știu, mie mi se pare incorrect așa abordarea din partea partidelor politice, pentru că mare parte partidele politice sunt interesate să știe că, uite, este acolo un pensionar undeva care trebuie să voteze, da? Dar poate depunem efort și încercăm să-l convingem să facă o plimbare. Pentru că el trebuie să iasă în societate, nu trebuie să ne izolăm, nu trebuie să excludem. Sunt oameni bolnavi, da, care sunt nu oameni, pot să aduci. Dar noi am avut astăzi chiar la Chișinău o situație pe care am descris-o inclusiv în cadrul conferinței de presă, care a fost criticată de mulți, dar eu am încercat să o prezint ca un exemplu pozitiv. O persoană bolnavă a fost adusă de rude la secția de votare și funcționarii electorali au făcut tot posibilul ca să ajute această persoană bolnavă semi-paralizată să voteze. Deci așa se face inclusiv în democrațiile avansate. Oamenii vin la alegeri, vin la secția de votare. Pentru că asta, și noi vorbeam un pic ușor mai sus dumneavoastră, vorbeați de participare, activismul civic. Deci participarea la alegeri este culmea activismului civic, din punctul de vedere la toate sondajele și la toate... Și a funcționării democrației. Da. Și cumva noi trebuie să profităm de înțeleg, sunt cazuri, într-adevăr, indiscutabil, când este practic imposibil să vină alegătorul la secție de votare, dar de cele mai dese ori eu nu cred că în localități noi avem atât de multe persoane care să nu poată să se deplaseze la secție de votare. Rigem spune că iată avem procesate deja 99% din buletinele de vot. Acum la moment situația este în felul următor. Ion Ceban 40,98%, Andrei Năstase 32,09%,
9% și Silvia Radu 17,66%. Mai departe, Valeriu Munteanu 3,62% și Codreanu Constantin 4,55%. Domnul Munteanu, considerați că această configurație care apare acum la alegeri locale pentru Chișinău poate cumva schimba și configurația parlamentarilor și putem să spunem că partidul DA va întrece alte partide și va obține un număr mare de vot, de locuri în Parlament? Cred că e o surpriză pentru toți aceste rezultate de la alegerile locale acum. Cred că e o surpriză pentru toți și pentru toate partidele politice. Dar nu e o surpriză, dar chiar e și un semn de întrebare să-și revizuiască partidele politice programele sale. Și cum a zis și domnul Stepaniuc, referitor la, la programele sale, trebuie numai decât echipele cele care îi consultă, le organizează, le aranjează politicienilor pregătirea la alegeri, ei trebuie să revizuiască numai decât programele lor. Domnul Postică, părerea dumneavoastră, PL-ul putem să spunem că a plecat completamente din, de pe arena politică și PD-ul care se află în capul guvernării și are atâtea resurse financiare, ce se întâmplă după ce avem pe Andrei Năstase cu partidul DA cu atâtea voturi la Chișinău? Eu n-aș vrea să intru foarte mult în speculație și să facem careva comparații pentru alegerile parlamentare, pentru că trebuie să recunoaștem un simplu lucru, că sunt partide care poate nu au pondere pe care ele nu au participat la alegeri. În primul rând, noi trebuie să recunoaștem că Partidul Democrat nu a avut candidat propriu desemnat. Partidul Comuniștilor nu a avut candidat propriu, da? Partidul nostru nu a avut un candidat propriu. Deci partide care în scrutinul precedent electoral au la alegeri locale au colectat un scor careva. Deci nu este corect să facem anumite prognoze doar reieșind din circunstanțele pe care le avem la momentul de față. Dar, cu siguranță, ele trebuie să dea de gândit tuturor actorilor politici, să-și construiască strategie pentru următoarele alegeri parlamentare și, din contră, eu aș mai adăuga că, practic, întreaga această campanie, din punctul meu personal de vedere, a fost mai mult construită pentru a testa anumite aspecte de pregătire, de sondare a terenului, ca o repetiție generală pentru alegerile parlamentare. Ori, noi trebuie să recunoaștem, și asta trebuie să fie clar, că alegerile locale în municipiul Chișinău și Bălți, ca pondere, reprezintă cam 25% din Parlamentul Republicii Moldova. Deci cum putem vedea configurația? Asta este foarte important și lucrurile astea cumva, cu siguranță, de actorii politici care se pregătesc pentru următoarele alegeri, sunt luate în calcul. Domnul Stepaniuc, dumneavoastră, cum vedeți? Alianțe vor fi după alegerile locale noi? Sau sunt unele partide care ar putea veni iarăși așa surprinzător pe arena politică, cum a apărut acum Andrei Năstase? Dar ce surprinzător? Deci Andrei Năstase nu a venit surprinzător. Andrei Năstase cu atât de mare procent surprinzător? El a participat în campania electorală prezidențială, adică deci platforma respectivă, blocul respectiv, rezultatul lor a fost destul de bunișor pentru un partid care s-a lansat și pentru o echipă care s-a lansat câteva luni de zile în urmă, în 2015. Bine, aici avem și imaginea Maesandu, care putea să-i completeze imaginea pe care o avea. Trebuie să spunem că, de fapt, atunci ei au lucrat împreună pentru alegerile prezidențiale, acum au lucrat împreună pentru aceste alegeri. Eu consider că e un rezultat bun. Și faptul că nu e nimic surprinzător din cauza că electoratul ăsta de dreapta, el există și până la urmă el s-a canalizat acum mai mult înspre Andrei Năstase, cel puțin în Chișinău. Și dacă noi vorbim că Chișinău este capitala Republicii Moldova și aici 50-60% de economie și resurse administrative și toată elita noastră economică, politică și așa mai departe se află aici, desigur este simptomatic și este un rezultat bun.
Și asta e o perspectivă ca acest partid să aibă rezultate destul de interesante și pentru campania electorală. Este adevărat că guvernarea actuală, Partidul Democrat, are resurse, deci, foarte mari și administrative și politice. Ar putea PD-ul să facă alianțe cu partidul, da? Eu cred că e o greșeală că ei n-au participat în această campanie electorală cu un candidat al lor. Sau cel poate le-a fost frică și au testat de la început. Știți, ca să vadă pe cine să, și cum să lucreze în parlamentare. Această testare pentru dânsi nu este chiar reușit. Dacă au făcut testare. Adică ei poate să joace așa mai mult timp, dar până la urmă cu țara nu trebuie de jucat. Țara are nevoie de elite, de profesioniști, de soluționarea problemelor, nu de imitarea lor. Că la noi prea mult se imitează, înțelegeți cum absurditatea asta... Absurditatea PD-ului este că oricât nu ar lucra, ei până la urmă mai mult de 15% nu obțin până acum. Este o anumită absurditate, eu cred că ei sunt conștienți singuri și tehnologii de acolo sunt conștienți. Este altceva cum o să-și construiască campania electorală viitoare și dacă metodele acestea administrative și anumite metode de presiune care ei le utilizează împotriva oponenților politici, rezultatul lor toți poate fi destul de bunișor. Adică lupta pentru parlamentare, de acum și sondajele demonstrează că o să treacă socialiștii cu rezultatul cel mai bun, dar și Partidul Democrat o să aibă rezultat și Partidul Leacă, poftim, această platformă mare, PASU împreună cu platforma DA, care o să aibă, cred că, tot un rezultat bunișor. Este altceva că la nivelul acestor circumscripții, deci prin Republică, aici rezultat cele mai puteri, mai mari puteri și mai mari posibilități și resurse are, desigur, au socialiștii și PD-ul. Pentru băieții ăștia din dreapta, pentru platforma, da, și pentru PAS, deci ei încă nu au pus, nu au cucerit raioanele, trebuie să spunem. Da, dar nu le rămâne prea mult timp ca să până în noiembrie. Timpul este puțin, dar rezultatul pe Chișinău, chiar acest rezultat, deci îi încurajează să facă mai mult, acțiuni foarte rapide și să meargă după principiul de la om la om ca să obțină le mai multe da niște perspective de creștere. Da, și la final suntem pe final deja, domnul Postică, vă rog frumos să-mi spuneți cum vă veți activiza în turul 2 și ce veți întreprinde pentru turul 2. În afară de faptul că noi încercăm să monitorizăm alegerile, nu doar încercăm, dar și o facem. Noi mai organizăm și campanii de educație civică, electorală, apolitică. Noi încercăm să ajungem la alegători, să le explicăm că este important să vină la vot, să participe la dezbateri, să studieze programele concurenților, să se accentueze pe soluțiile pe care le propun ei pentru soluționarea acelor probleme care sunt de competența lor și nu soluții pentru competențe pe care nu le au. Pentru că de foarte multe ori, iarăși, da, asta este realitatea, mulți concurenți electorali se antrenează în promisiuni care nu sunt de competența lor, canalizând cumva interesul alegătorilor cu totul pe alte făgași care nu sunt atât de relevante. Cert este un lucru. Noi alegem un primar pentru municipiul Chișinău, pentru municipiul Băs, pentru celelalte 5 localități, da? Și rolul acestui primar este să soluționeze problemele localității. Din localitatea dată, da. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori dumneavoastră pentru prezență. Am rămas la concluzia finală că la Bălți din primul tur a fost ales primarul de Bălți, iar la Chișinău vom avea turul 2. Doamnelor și domnilor, aici punem punct și vă așteptăm mâine la buletinele de știri, Accent TV și emisiunile de la noi, de la postul nostru de televiziune. Noapte bună!